Vandalii continuă să distrugă locurile și bunurile capitalei fără să le pese de tabloul dezolant pe care îl lasă în urmă. Asta s-a întâmplat recent și în parcul la Izvor din sectorul Buiucane al capitalei, unde a fost distrusă o porțiune a fântânii arteziene din o publică. Despre asta a fost anunțat pe pagina oficială a primăriei municipiului Chișinău. În imaginile postate se poate observa că o parte din pavaj lipsește formând o gaură, iar furtunurile sunt deteriorate. Edilul capitalei Ion Ceban s-a arătat extrem de indignat de cele Întâmplate. El le-a cerut polițiștilor să identifice cât mai rapid persoanele care au recurs la acest gest, iar fotografiile lor să fie făcute publice. Din spusele primarului, indiferent dacă în infracțiune sunt implicați minori, dacă au făcut acest lucru intenționat sau din întâmplare, fețele lor trebuie arătate locuitorilor capitalei pentru ca orașul să-și cunoască eroii. Amintim că anterior vandalii au distrus mai multe havuzuri, bănci, felinare, terenuri de joacă și de sport, toate recent renovate.